Salutare, bine v-am regăsit la un nou clip. Vă rog să faceți abstracție în acest clip de părul meu pufos. M-am pregătit repede să filmez, l-am spălat, l-am uscat și nu este în cea mai bună forma lui, dar voi vă concentrați pe produsele pe care urmează să vi le arăt, pentru că am fost în DM de vreo 2 luni. Cam așa, cred că nu am mai făcut eu cumpărături din acest magazin, dar voiam să-mi cumpăr un gel din ăla pentru un gel de ras și am zis lui Cristi că am văzut pe grupul DM de Facebook o variantă care cred că mi s-ar potrivi, am mers acolo, bineînțeles că mi s-au lipit și alte produse de mână, cum se întâmplă de fiecare dată și vreau să vi le arăt și vouă. Am și bonul, să știți, în punguliță, vă voi spune prețurile la final, la toate produsele, nu mai stau să le caut pe bon și hai să începem cu o cremă de ochi de la Balea cu uree. Așa arată. Am văzut că e o mare nebunie în jurul acestui produs, că este foarte hidratantă. Dacă v-ați mai uitat așa când și când la clipurile mele, cu siguranță știți faptul că eu am zona asta foarte uscată, deshidratată. Am încercat 12.500.000 de astfel de produse pentru o hidratare intensă. Tenul meu este gras, deci nu prea pot să folosesc crema pe care o aplic în mod normal pe față și în jurul ochilor, deci am nevoie de o hidratare ceva mai mare și am zis să încerc și pe asta. A fost foarte ieftină, cred că 10 lei a costat și hai să vedem că nu mai pot de curiozitate. Este micuț așa, are 15 ml, produs vegan, 12 luni valabilitate de la deschidere. Așa arată. Și hai să punem puțin aici pe mână ea. Aplicatorul este din ăsta standard. Ia să vedem. E atât de hidratantă. Știu că scria aici unde găsisem. Uite, cremă de ochi cu 5% uree, ideală pentru pielea foarte uscată, fără parfum. Deci hai să vedem. Nu mi se pare chiar atât de hidratantă. Uite, așa a rămas. Uleioasă nu este absolut deloc. Măi, s-ar putea să fie ok. Tind să îi compar formula cu cea de la CeraVe pe care o folosesc eu în acest moment. Deci, posibil să fie ok. Nu e lipicioasă, absolut deloc. Nu știu, vă țin la curent. Poate, cine știe, apare prin favorite. Zic și eu, sper. Așa, apoi, mi-am mai cumpărat un burete din ăsta pentru baie. Eu am, imediat să-l deschid. Gata. Eu am o pasiune pentru bureții ăștia de baie. El este verde, nu știu dacă vedeți voi acolo, lumină naturală nu prea avem, dar când spun că am o pasiune, mă refer la faptul că îmi place să-i ating așa și să-i strâng. Aceștia, să știți că în apă își mai măresc un pic volumul și devin foarte relaxanți cumva la atingere, zici că ar fi un produs din ăla antistres. Plus de asta mi se pare că curăță foarte bine. Eu am nevoie pe piele, mai ales pe spate, de un burete din ăsta moale care să nu-mi zgârie, să nu fie agresiv cu pielea și de aceea îl tot cumpăr pe ăsta. Am mai cumpărat unul de genul acesta și din Cora și mi-a plăcut foarte mult, însă de când l-am găsit în DM, îl tot cumpăr pe ăsta în diferite culori. Și pe roz, și galben, alb, parcă, însă am zis de data aceasta să-l cumpăr verde. Doamne, cât îmi place, deci nu mai pot. Cred că îmi voi cumpăra unul doar așa, antistres. Apoi, mi-am mai cumpărat un mascara de la Catrice Glam & Doll False Lashes. Ce să vă mai zic, 010 scrie aici. Este acesta mov deschis. Eu am avut un mascara din ăsta de la Catrice, doar că nu mi-aduc aminte ce nuanță și am stat acolo la raft, l-am ținut și pe Cristi. Zic, încearcă să-ți aduci aminte ce de culoare avea. Știu că am cumpărat unul care nu mi-a plăcut deloc, deloc, deloc. Apoi, fie am primit un alt mascara din ăsta, în altă culoare, fie l-am cumpărat, chiar nu mi-aduc aminte. Dar cert este că cel care nu mi-a plăcut era verde sau albastru. Pe urmă, cel pe care l-am adorat pur și simplu, nu mi-aduc aminte ce culoare avea, l-am cumpărat pe ăsta mov. Aveau acolo foarte multe și unele noi, ceva din colecția Disney, dar nu prea m-au tentat.
Eu am căutat pe internet să văd aplicatorul, voiam să-mi cumpăr unul care tot așa era nou, ceva cu albastru, dar cu ambalajul mat, arăta foarte interesant. Însă în momentul în care i-am căutat aplicatorul, ia uite, așa este acesta. Este curbat, dar siliconat. Ei bine, acela, pe lângă faptul că era siliconat, era așa drept, n-avea nicio formă, nu m-a ajutat, mie nu-mi place genul acela de aplicator. În general, mă feresc de aplicatorul siliconat, dar ținând cont de faptul că un mascara din ăsta mi-a plăcut foarte mult, am zis să-l încerc. Pe acela, repet, nu l-am cumpărat din cauza aplicatorului, dar ca fapt divers aveau foarte, foarte multe. Ce să zic, sper să fie ok, habar n-am, nu știu, nu l-am folosit. Sper să fie cel care mi-a plăcut. Dacă nu, mai merg prin DM și mai încerc. Acesta este produsul pentru care am mers, de fapt, în magazin. Este un gel de ras. Știți că eu tot cumpăr genul acesta de produs din DM. Ultima oară am cumpărat din Kaufland, de la Bevola, parcă, și mi-a plăcut foarte mult. O să urmeze clip cu produse terminate și vi-l arăt acolo. Deci să vedeți acum ce urmează. Sper, sper, sper să nu iasă prea mult, cum se întâmplă de fiecare dată. Ia să vedem. Gata. Wow! Mamă, cât de bine miroase! Wow! Foarte bine miroase. Deci, nu știu dacă voi ați văzut, dar la început este un gel care, pe parcurs, se transformă în spumă. Îmi plac produsele astea pentru că, imediat să îl pun aici, unul la mână au un preț foarte bun pentru ceea ce fac și doi la mână se comportă tare bine pe piele. Nu mirită pielea, mi s-a întâmplat odată cu un produs Gillette, parcă, mă rog, pentru bărbați era, să mi se irite pielea foarte, foarte rău și nu mai vreau să se întâmple treaba asta. De aceea le tot recumpăr pe cele din DM. O foarte bună perioadă de timp nu le-au mai avut, dar de fiecare dată când le prind, uitați-vă câtă spumă s-a făcut aici. Le cumpăr, v-am zis, într-o nebunie. Gata, am rezolvat-o. Așa. Am mai cumpărat pentru Cristi un gel din ăsta de curățare de la Balea Men. Nu știm cum este. Preferatul lui era acela de la Himalaya. Și vă rog să-mi spuneți dacă l-ați văzut, gelul de curățare de la Himalaya cu portocală pentru bărbați, spuneți-mi unde l-ați văzut mai exact, pentru că îl căutăm de jumătate de an, cel puțin, și nu l-am găsit în niciun supermarket, nicăieri, nici în drogherie, în nimic, nimic, nimic. Dar l-a cumpărat pe ăsta, v-am zis, Balea Men. Hai să vedem cum miroase. Nu miroase a nicio portocală sau ceva. E un miros clasic, bărbătesc și cam atât, dar mă rog, sper să fie ok. Chiar mă întreba când filmez clipul ca să-mi dai gelul. Și uite că am reușit. Eu am fost în DM acum câteva zile și am lăsat aici punguța. Nu m-am atins de ea, să știți. Apoi, eu mi-am mai cumpărat un scrub din ăsta pentru buze. Voiam să plasez o comandă în care să-mi cumpăr și un astfel de produs, pentru că nu mai am niciun exfoliant de buze. Îmi este, sincer, lene să stau cu zahăr și cu miere și să frec așa. Prefer să am un produs din ăsta de care să mă folosesc. Și l-am găsit pe acesta. Nu că mi-ar fi atras mie atenția, pentru că nu prea îmi captează atenția, dar era printre singurele. Deci acesta cu roz, ceva afine, habar n-am, și unul cu albastru care era clasic. Parcă l-am cumpărat pe ăsta și hai să vă zic ce scrie aici. Peeling pentru buze care hrănește și netezește epiderma. Conține o formulă unică, exfoliantă, pulbere de afine și mici cristale de zahăr. Cu efect delicat, facilitează îndepărtarea perfectă a celulelor moarte ale epidermei. Da, hai să vedem, să-l deschidem, că nu mai pot. De când l-am cumpărat, am avut tendința să îl deschid. Uite așa vine el, dar am zis că până nu vi-l arăt și vouă, nu umblu la el. Interesant, uite, zici că ar fi un ou. Așa, și hai să vedem cum se deschide. Ah, gata. Mamă, mamă, cât de bine miroase, leșin. Wow, deci așa arată el. Vedeți acolo niște mici particule. Eu sper totuși să mă ajute când vine vorba de exfoliere, pentru că eu de asta l-am cumpărat. De când am fost răcită,
mi s-au crăpat buzele foarte rău din cauza febrei, deci pur și simplu zici că îmi pusesem acid în buze, se măriseră foarte mult pentru că erau extrem de uscate. Ia uite ce vreau să asta aici. Și chiar am nevoie de un produs din ăsta care să le curețe foarte bine de pielea aia nasoală. Sper să nu fie doar hidratant. Hai să vedem aici cum este. Nu mi se pare absolut deloc exfoliant. Văd niște... Ba da. Nu cred că puteți să observați voi acolo mare chestie, dar credeți-mă că văd și particulele de zahăr și chestiile alea foarte mici, roșii, așa. Mamă, ce bine miroase, Doamne. Mi se pare că miroase foarte natural, a ceva fructe. Doamne, cât de bine miroase. Super, foarte interesant. Sper să fie ok. O să vă țin la curent, fie prin daily vloguri, prin favorite, dezamăgiri, cine știe. Dar mă bucur că l-am găsit și o să cadă. Îl pun tot aici pe masă. Apoi, mi-am mai cumpărat o protecție din asta termică pentru păr și vă zic că îmi pare rău că am cumpărat-o pe asta. Deci, aveam de ales dintre aceasta și aceea de la Sias cu keratină, în jurul căreia e un hype, așa. De ce să merg cu turma și să o cumpăr pe aia când pot să o încerc pe aceasta, care la fel era și a nouă? Am zis să o iau. Dar când am deschis-o în mașină, am pulverizat și am văzut că miroase a alcool. Foarte mult. Am citit pe ea, am văzut că are alcool, dar nu mă așteptam să miroasă chiar atât de mult. Hai să punem pe păr. Să vedem dacă pe păr miroase altfel. Nu, deci zici că mă dau cu spirit. Jur, zici că am spirit. Dacă ați încercat și voi protecția asta termică de la Balea, să vă arăt mai aproape, să-mi spuneți, vă rog, cum vi s-a părut. Eu astăzi nu mi-am aplicat-o atunci când mi-am uscat părul cu fionul, pentru că de asta am luat-o. Eu nu prea îndrept părul, nu îmi fac onduleuri sau ceva, ci pur și simplu îmi mai usuc părul, pentru că deseori îl spăl seara și nu-mi place să dorm cu părul umed. Dar nu am folosit-o azi, nu știu de ce. Nu știu. Uite, părul miroase foarte mult a alcool, deși eu mi-am aplicat și alte tratamente înainte și ulei și toate alea de la milkshake, dar pur și simplu miroase alcool de la chestia asta. Nu știu care-i treaba. Nu știu, o să o folosesc, cu siguranță o voi folosi. Mi se pare că e bifazic așa, uite. Dacă puteți să vedeți voi acolo, a căpătat o nuanță, un roz lăptos așa. Nu știu ce să zic. O voi folosi, bineînțeles, dar sper să nu mi afecteze mai mult părul, că și așa. E cam greu cu părul în ultima perioadă. Cred că ați observat că m-am și tuns și am tăiat ceva din el. Așa, și mi-am mai cumpărat un ruj, rujul pe care îl port astăzi. Sunt foarte încântată de el, îmi place tare mult. Nu știu dacă voi l-ați văzut, este de la Catrice. Așa arată, într-un ambalaj foarte drăguț. Sincer vă zic că ambalajul mi-a tras atenția, nici nu știam ce e, pentru că era așezat așa. Nu îi puteam vedea nuanța și zic, mamă, ce tare chestia aia, o fi ceva fard, stick. Dar am avut bucuria să descoper că este un ruj. Ruj pe care eu îl căutam de ceva timp. Voiam să-mi cumpăr un ruj mat care să fie rezistent, dar în același timp să nu-mi usuce foarte rău buzele. Și când l-am văzut pe acesta, zic că tatu, vii cu mine acasă. Îl am în nuanța 030. Eu, sincer, mi-ar fi plăcut să găsesc, vedeți acolo, mi-ar fi plăcut să găsesc nuanța 0,10 sau 100, pentru că am căutat pe internet să văd ce nuanțe mai sunt. Ceva mai deschis, nu cred că m-ați văzut pe mine foarte des cu genul ăsta de nuanță așa închisă, dar mă împac foarte bine cu el. L-am folosit, l-am aplicat de 3 ori. Eu i-am pus aici la loc sigilul, am avut norocul să fie sigilat, dar oricum erau foarte multe produse care erau deschise. Am avut ceva emoții la mascara, dar și acela era nedesfăcut. Uite, așa arată. Cum vă spuneam, l-am folosit și chiar îmi place mult. Când vine vorba de rezistență, nu este cel mai potrivit ruj, dar mie îmi place foarte mult
formula lui, nu încarcă absolut deloc buzele, nu are aspectul acela pudrat care să-mi strângă cumva, deci chiar îmi place foarte, foarte mult. Se ia, v-am zis, și pe cană când beau cafea și când mănânc, dar după ce se duce așa toată nuanța, rămâne foarte frumos pe conturul buzelor și chiar a fost apreciată și nuanța și modul în care arată. Deci el nu este rezistent, dar în momentul în care dispare de pe buze, dispare într-un mod foarte plăcut. Nu se cojește sau ceva, deci puteți să-l încercați. Mie mi-a plăcut foarte mult de la prima vedere, v-am zis, ambalajul și când am văzut că mi se potrivește, neapărat vreau să mai merg să-mi cumpăr și alte nuanțe pentru că chiar îmi place și merită. Și ambalajul e foarte elegant, îmi place tare mult. Și cam astea au fost produsele. Hai să vă spun și prețurile. Avem așa, mă rog, punga care a costat 60 de bani, buretele de baie 10,95 lei, spray-ul pentru protecție termică 12 lei, deci n-ar fi mare pierdere dacă nu îmi place, balsamul de buze acela exfoliant 7,95 lei, rujul de la Catrice 19,49 lei și apropo, să știți, l-am căutat pe internet, ne oprim un pic la ruj, l-am căutat și pe internet, are prețul mult mai mare. Într-adevăr, pe make-up, pe Rivier, parcă nu mai știu, avea un preț ceva mai scăzut, dar pe site-urile astea care sunt hiper lăudate, prețul era mult mai mare de 20 de lei cât am dat eu pe el. Apoi, gelul acela de ras a costat 9,95 lei, gelul lui Christie de curățare 9,49 lei, mascara 19,49 lei și crema pentru ochi 10,49 lei. Și astea sunt cumpărăturile. În sfârșit pot să folosesc și eu. N-am scăpat de durerea de gât, ce credeți? Sunt foarte entuziasmată de acel exfoliant. Deci acum vă dați seama că eu o să merg să-mi îndepărtez rujul și-mi exfoliez buzele. Atât de mult așteptam să îl încerc și cu siguranță și Cristi abia așteaptă gelul ăsta de curățare. Eu sper că v-a plăcut clipul, sper că v-am inspirat. Pentru că ăsta este scopul lui și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!